Lăudați să fie Dumnezeu! Stimați frați și surori, vă rog să rămâneți în picioare pentru următoarele clipe, în care timp o să citesc cuvântul Domnului din Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13 până la 21. Luca 12, începând cu versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Isus: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Amin. Stimată biserică, reașezați-vă! Suntem împreună înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem la învon sau în sală, noi toți suntem doar oameni și am venit să ne închinăm Domnului. În această seară, aș vrea să predic despre bogat pentru sine și sărac pentru Dumnezeu. Bogat pentru sine și sărac pentru Dumnezeu. În pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos, zi la moartea unui om bogat. Tot așa ca și în cazul acestui om, tot așa este și cu cel ce și adună comor doar pentru el și nu se îmbogățește pentru Dumnezeu. Mulți oameni au intrat în istorie pentru că fiind săraci, au fost foarte bogați în ceea ce i-au dat lui Dumnezeu sau au dat oamenilor în numele lui Dumnezeu. N-au strâns prea mult pentru ei, dar pur și simplu și-au dedicat viața și resursele lui Dumnezeu. Motiv pentru care au intrat în istorie. Însă tot istoria este martoră la oameni care au strâns prea mult pentru ei și pur și simplu n-au avut nimic de dat pentru Dumnezeu sau oamenilor în numele lui Dumnezeu. Biblia califică această stare de a cheltui tot ce ai doar pentru tine. În timp ce neglijezi cu desăvârșire să dai lui Dumnezeu sau lucrării sale, această atitudine dezechilibrată, Biblia o caracterizează drept nebunie. Atitudinea omului care strânge lucruri materiale, în timp ce își pierde sufletul, este numită de Dumnezeu nebunie. Domnul Iisus Hristos întreba ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă moare, dacă își pierde sufletul? Ce să facă cu toată lumea pe care a câștigat-o? Primul lucru pe care vreau să îl prezint în fața dumneavoastră este contextul pildei omului sărac față de Dumnezeu. În timp ce Mântuitorul vorbea mulțimilor de oameni adunate, un bărbat din mulțime care era în conflict cu fratele său, pe tema unei moșteniri, îi cere Domnului ajutorul. Răspunsul Domnului Isus a avut rolul să-i explice acestui om că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, iubirea de bani și, în general, strângerea banilor în timp ce îți neglijezi sufletul, nu este un lucru bun. Și Domnul Isus îi răspunde: Omule, cine m-a pus pe mine judecător? sau împărțitor peste voi. Și a continuat, vedeți și păziți-vă, adică fiți atenți, aveți grijă. La ce anume să fim atenți și să avem grijă? La echilibru pe care ar trebui să îl aibă un om născut din nou, între a se implica pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zilele și între a-i oferi lui Dumnezeu, din resursele primite, timp, bani, daruri, abilități și așa mai departe. Domnul Iisus a spus, aveți grijă, fiți atenți, pentru că în firea pământească veți fi tentați să adunați, crezând că asta vă dă valoare și vă conduce la fericire. Timp în care o să vă închideți inima față de Dumnezeu, o să pierdeți din vedere închinarea, rugăciunea, citirea Bibliei, venirea la biserică, creșterea voastră spirituală, o să neglijați lucrurile sfinte, exagerând lucrurile omenești, materiale, de care este nevoie, dar nu la nivelul la care le prețuiți voi, nu la valoarea pe care le o acordați voi. Să nu cădeți în dezechilibru de a crede că viața înseamnă doar bani, doar distracție și doar colectare de valori materiale. Veți avea nevoie să trăiți, să vă creșteți familiile, veți avea nevoie să mâncați și să beți, veți avea nevoie de haine, să vă îmbrăcați și de un acoperiș deasupra capului, dar aveți grijă să nu cumva să cădeți în această ispită, făcând doar lucrurile acestea, în timp ce pierdeți din vedere valoarea sufletului vostru care trebuie mântuit, în timp ce pierdeți din vedere faptul că Dumnezeu vă așteaptă să vă implicați în împărăția Sa. Oamenii lui Dumnezeu iubesc împărăția lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu iubesc casa lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu iubesc cartea lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu iubesc proiectele din împărăția lui Dumnezeu. Și în funcție de resursele pe care le au, din dragoste pentru Dumnezeu, ei se cheltuiesc cu bucurie. Și Hristos Domnul spunea, aveți grijă că nu veți fi foarte tentați să faceți lucrurile acestea. Să nu cădeți în extrema să vă îngrijiți doar de casa voastră și de nevoile voastre, neglijând cu desăvârșire casa lui Dumnezeu și nevoile împărăției sale. După această afirmație, Mântuitorul își explică răspunsul spunând pilda pe care am citit-o. Pilda aceasta care vorbește despre un om de la țară care avea business în agricultură. Și într-o toamnă, când se strânge recolta, roadele, omul acesta are o recoltă foarte mare. El merge pe pământul lui, pe ogorul lui, în țarină, care însemna pământul pe care l-a cultivat, și culege o mare recoltă. Și omul se confruntă cu o problemă. Recolta este atât de bogată și de mare, încât nu are loc în hambarele pe care le are. Și omul, dintr-o dată, simte că îi fuge pământul de sub picioare. Își aduce aminte de oameni bogați. Realizează faptul că acum se lansează. A venit vremea lui. Acum o să iasă în evidență. În sfârșit o să-l invidieze oamenii. Acum o să devină important. Și spune, știu ce am să fac. O să stric ce am și o să reconstruiesc, dar la alte standarde, la un alt nivel, la alte dimensiuni. Și acolo o să strâng totul. Pentru cine? Pentru mine și pentru inima mea, pe care o sfătuiesc, bea, mănâncă, veselește-te, distrează-te că ți-a venit vremea. De când te-ai născut tot asta faci și de acum încolo tot pentru asta te pregătești. M-aș fi așteptat să recunoști că a venit vremea slujirii, a pocăinței, a educării copiilor în spiritul valorilor divine. Mă -aș așteptam să recunoști că a venit vremea să-ți închin viața Domnului și să spui, Doamne, mi-ai dat prea mult. O să opresc pentru mine doar cât am nevoie să nu duc lipsă. Și restul o să închin celui care m-a binecuvântat. Pentru că atât cât mi-a dat, pe mine nu mai mă face un om normal, ci mă face un administrator care trebuie să am discernământ și să nu cred cumva că sunt ale mele. Să fiu un administrator înțelept, să opresc pentru mine cât cred că este de cuvință, iar restul nu-i locul să le pun în hambar. Că Dumnezeu nu câștigă suflete cu ce pun eu în hambar. Dumnezeu nu sponsorizează lucrarea sa și lucrătorii săi cu ce pun eu în hambar. Dumnezeu folosește resursele mele atunci când le iau din hambar și când spun, Doamne, Tu mi-ai dat zece, dar păstrez doar nouă, că e deja prea mult pentru mine și unul dau împărăției sale din care sunt și eu parte. Și Dumnezeu se uită la omul acesta și califică decizia lui. Califică decizia lui. Observați că după această afirmație, Domnul Isus Hristos se uită la omul ăsta și îi spune: "Omule", i-a zis Isus. Cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor între voi? Și urmează pilda. Generația noastră are impresia, o impresie greșită evident, că tendința materialismului este contemporană, a apărut acum, s-a născut în ultimii ani odată cu noi. Noi avem impresia că generațiile din trecut au fost caritabile, generoase, numai generația noastră este lacomă de bani, dar nu este adevărat. Din totdeauna oamenii au fost lacomi de bani și cei care n-au fost din totdeauna s-au luptat să nu fie și s-au disciplinat. Inima omului, de când sunt inimi de oameni pe pământ, a fost înclinată să primească valoare prin să strângi cât mai mult și prin comparație cu cei care nu pot să strângă deloc sau strâng puțin. Uitați câteva exemple. Biblia vorbește despre materialismul lui Gehazi și Elisei, mentorul lui, îi răspunde Este acum timpul să strângem bani, haine și bogății? Lucrul acesta nu se întâmplă în 2014. Lucrul acesta se întâmplă cu sute de ani înainte de Domnul Isus. Și omul lui Dumnezeu inspirat recunoaște față de ucenicul său că nu-i vremea să strângem fără rost bogății ca să primim valoare prin colectarea lor. Și spune, omule, este acum vremea să strângem bani, să strângem bogății, să strângem haine? Nu suntem noi chemați la alte lucruri? Tânărul bogat, contemporan cu Domnul Isus, renunță să-și împartă averea și pentru a-și proteja averea, a plecat trist din prezența Domnului uitând ce a spus Domnul, îți mai lipsește doar un singur lucru. l ai făcut pe toate. Îți mai lipsește doar un singur lucru. Pentru că tot ai spus că ești grozav, vreau să spun ce îți mai lipsește ca să fii. Vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și ia scrucea și urmează-mă. Dacă nu vinzi, ceea ce ai va deveni o cruce pentru tine și nu vei putea să mă urmezi. Este ciudat să înțelegem din Biblie că obsesia materialismului îl face pe om surd la mesajul Evangheliei și îi închide inima pentru nevoile împărăției lui Dumnezeu. Acesta este contextul pildei omului sărac față de Dumnezeu, care era deja bogat pentru sine. Al doilea lucru pe care vreau să-l pun în evidență este atitudinea omului sărac față de Dumnezeu. Toată întâmplarea aceasta pe care noi am citit-o, o întâmplare imaginară, pildă, parabolă, spusă de Domnul Isus, se învârte în jurul acestui om bogat pe care Dumnezeul numește cuprins de nebunie, un om nebun. Din cauza faptului că se îngrijește în mod exagerat de lucrurile lumești, omenești, și pierde cu desăvârșire din vedere nevoile sufletului lui, mântuirea personală, lucrurile duhovnicești. Acest om nu este numit nebun pentru că e bogat, ci pentru că este obsedat și controlat de lucrurile materiale, timp în care neglijează lucrurile spirituale. Observați ce îi spune Domnul. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și lucrurile pe care tu le strângi în mod obsesiv, ale cui vor fi omule? De ce ești dezechilibrat în decizia ta? De ce nu gândești? Nebunia la care se referă Domnul Isus nu este o dereglare mentală, ci este o neglijare a lui Dumnezeu, o neglijare a mântuirii Sufletului și o neglijare a împărăției. Domnului Isus Hristos. Această nebunie nu e de natură psihică, este de natură spirituală. Biblia vorbește despre mai multe forme ale acestei nebunii spirituale. Una dintre ele este ateismul. Citim în Biblie Psalmul 14.1. Nebunul zice în inima lui: Lucru hotărât. Nu există Dumnezeu. Aceasta este o formă de nebunie. Să nu-ți recunoști Creatorul, să nu-ți recunoști Mama, să spui nu, eu n-am mamă. Această formă de ateism este o formă de nebunie, dar nu psihică. Că un om de genul acesta poate fi doctor, un om de genul acesta poate fi foarte influent, dar el nu recunoaște că Dumnezeu există. Aceasta este o nebunie spirituală. Pentru el, Dumnezeu nu există. O a doua formă de nebunie spirituală este zgârcenia. Un om obsedat să strângă cu orice preț, fără să piardă ceva. Citim în 1 Samuel 25. Nabal îi este numele și este plin de nebunie. De ce era Nabal plin de nebunie? Pentru că nu a vrut să dea pentru regele său și pentru soldații lui care îl ajutau ceva de mâncare, măcar că el avea și ar fi fost o nimica toată să ia din ce avea și să dea de mâncare lui David. Dacă nu l-a respectat ca rege cel puțin, să îi se facă milă de el, că e o victimă a împăratului. Dar omul acesta, cuprins de nebunie, de zgârcenie, de lăcomie, a spus totul pentru mine și nimic pentru David. Apoi, în al treilea rând, încrederea în sine este o formă de nebunie spirituală. Cine se încrede în inima lui este un nebun, Proverbe 28 cu 26. Așa califică Dumnezeu atitudinea unui om care se crede pe sine suficient. Și chiar dacă în teoria lui există și puțin spațiu pentru ideea că are nevoie de Dumnezeu, totuși, în felul în care el se manifestă în viața de toate zilele, el se comportă ca un om care nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu califică atitudinea acestui om care se încrede prea mult în sine și Dumnezeu este inutil pentru el, drept o formă de nebunie spirituală. În al patrulea rând, necunoașterea lui Dumnezeu, ignoranța față de lucrurile sfinte, Ieremia 4 cu 22, poporul meu este nebun, nu mai mă cunoaște. Oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu trăiesc o formă de nebunie spirituală. Ei singuri, ei înșiși se condamnă să fie izolați de cunoștința care îi conduce la credință și prin credință la mântuire și prin mântuire în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Ei înșiși spun, nu există Dumnezeu, nu există Iad. N-am să merg acolo. Eu nu mă voi închina lui Dumnezeu, eu nu voi merge la biserică, eu nu voi citi Biblia, pentru că toate aceste lucruri nu există, sunt inutile. Și omul acesta se autocondamnă. Deși Dumnezeu există, el spune nu există. Deși mântuirea este reală, el spune nu există. Deși iadul și raiul există, el spune nu există. De aceea va muri în păcatul lui datorită necredinței. Necredință care vine din neștiință, din ignoranță. O a cincea formă de nebunie spirituală este prigonirea oamenilor lui Dumnezeu. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine, recunoaște Pavel în Fapte, capitolul 26. Omul acesta era doctor în teologie. Era speranță națională. Pe el l-a trimis. Sinedriul, Parlamentul țării, nu pe altul. Lui a fost încredințat un grup mare de soldați care să-l ajute în aplicarea planului de stârpire a acestei noi mișcări, care îl spunea că Isus este Dumnezeu. Și el spune, în nebunia mea îi prigoneam pe frații mei, pe copiii Domnului, pe oamenii născuți din nou, crezând că numai eu am dreptate și ei nu. În nebunia mea, o formă de nebunie spirituală este prigonirea oamenilor lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu. Mândria este o a șasea formă de nebunie spirituală. S-a fălit că sunt înțelepți și au nebunit. S-au mândrit că sunt înțelepți. Au crezut despre ei că sunt atât de înțelepți până când pur și simplu au ajuns într-o stare de nebunie. Nebunia îi conduce pe oameni Mândria îi conduce pe oameni la nebunie, dar nu în sensul că își pierd mințile, că sunt nebuni psihici, ci oamenii aceștia au un dezechilibru în ceea ce privește valoarea lor în raport cu valoarea lui Dumnezeu. Și asta este o formă de nebunie spirituală. Nu recunosc Domnia lui Hristos și El spune, eu îți peste viața mea și fac ce vreau cu viața mea și fac ce vreau cu banii mei. Nimeni nu îmi spune mie ce să fac cu timpul meu, cu viața mea, cu banii mei și cu resursele mele fumez pe banii mei, beau pe banii mei, mă distrez pe banii mei, pe mine nu mă interesează de religia voastră, de Biblia voastră și de Dumnezeul vostru. E o formă de nebunie. Și ultimul exemplu pe care vreau să vi-l dau, punând în evidență atitudinea omului sărac față de Dumnezeu, este lăcomia. Citeți din 2 Petru, capitolul 2, versetul, versetul 16, aici unde Petru spune o măgăriță necuvântătoare, adică care nu vorbește, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Omul acesta și-a dat seama că are perspectiva achiziționării unei sume fabuloase, mari, și nu a mai văzut nimic altceva decât suma asta de bani pe care urma să pună mâna. Și Dumnezeu îl împiedică printr-un animal care are un nume cu care noi facem glume astăzi. A ajuns un măgar să fie folosit de Dumnezeu pentru a opri un proroc. Atâtea ironii întâlnim în istoria omenirii și în viața oamenilor lui Dumnezeu. Acestea sunt forme de nebunie spirituală în care oamenii pot cădea datorită ateismului, zgârceniei, încrederii în sine, necunoașterii lui Dumnezeu, prigonirea bisericii, mândria sau lăcomia. Și Hristos spune, aveți grijă. Fiți atenți, băgați de seamă. Să nu credeți că de la sine veți excela în lucrurile spirituale. Oh, nu! Trebuie să vă disciplinați și să vă luptați. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, estimată biserică, este manifestarea omului sărac față de Dumnezeu, deși este bogat față de sine, dar e sărac față de Dumnezeu. În ce fel s-a manifestat nebunia omului din pilda spusă de Domnul Isus? S-a manifestat prin individualism. Ajunge bogat și atunci când a constatat că rodul este mai mare decât hambarele unde urma să-l pună, nu s-a gândit așa, Doamne, mai bine cuvântat în anul ăsta de nu mai încape în casă. O să pun în casă cât încape și restul o să fac bine la săraci. O să dau la sinagogă. O să fac bine, Doamne, o să dau în numele tău, să te pomenească văduva și orfanul. Și când le fac bine, ei să spună mulțumesc, Doamne, că l-ai trimis pe omul ăsta, să se îngrijească de mine și de copiii mei, de nevoile mele și de datoriile cu care mă lupta. Dar pur și simplu nu i-a trecut prin cap lucrul acesta. Biblia nu vorbește despre el că ar fi avut familie. Nu menționează cuvântul nevastă. Nu menționează cuvântul copii nu menționează cuvântul Dumnezeu, nimic din lucrurile sfinte. Omul ăsta avea doar hambare și pământ de unde aștepta să recorteze cât mai mult. Și când i s-a împlinit visul, în loc să vadă asta ca pe o binecuvântare și să se roage lui Dumnezeu mulțumitor, făcând parte între el și Dumnezeu, omul acesta spune inima mea, acum a venit vremea să te veselești, pune mâna și bea și mănâncă ăsta e timpul tău. Omule, te-a binecuvântat Dumnezeu de nu-ți mai încape în frigider și tu crezi că ăsta e timp de băut și de mâncat? S-a deschis cerul pentru dumneata și pentru casa dumitale. Ai ajuns la loc larg și conduci mașină scumpă. Ești îmbrăcat ca un prinț și cel mai sărac din America are ce să mănânce. Și te gândești doar să-ți umpli burta să mănânci și să bei niște nevoi care. oricum Dumnezeu le va împlini. Așa de jos gândești? Așa de mici sunt proiectele? Când Dumnezeu îți dă da așa de mult de nu-ți mai încape în casă. Vrei să pui în gara și nu mai încape, rămâne coada afară. N-ai vrea coada aia să o dai la sărac și la văduvă. N-ai vrea să o aduci la biserică. N-ai vrea să binecuvintezi pe cineva care se roagă poate de luni de zile, Doamne, ai milă și de mine și de copiii mei. N-ai vrea să fii trimisul arhanghelul, îngerul lui Dumnezeu pentru cineva care se roagă să primească o binecuvântare și să scape din necazul în care este? Crezi că e o soluție să-ți mărești hambarele? Nu ți se pare că deja sunt mari? Ascultă-mă, nu ți se pare că deja sunt mari? Astea-s vremuri de mărit hambare sau de lărgit împărăția Lui Dumnezeu? Astea-s vremuri de mărit hambare sau de lărgit împărăția Lui Dumnezeu? Așteptând și grăbind venirea zilei Lui Dumnezeu. Așteptând și grăbind. Dacă așteptăm și grăbim venirea zilei Lui Dumnezeu, mărind pentru noi ceea ce e deja prea mare și micșorând pentru Dumnezeu ceea ce e deja prea mic, din cerul prea înalt și nu vom putea opri, se va auzi o calificare pentru o astfel de atitudine. Și această, acest calificativ va fi greu și îngrozitor. Să este o stare de emunie a unui om care nu mai are simțul măsurii. A unui om care nu mai știe ce este a lui și ce este a lui Dumnezeu. A unui om care nu mai înțelege mersul vremurilor și pur și simplu nu mai are nicio viziune pentru cer deși s-ar putea să vină la biserică sau să practice anumite lucruri numite sfinte. Egoismul este o a doua atitudine a unui om care este sărac față de Dumnezeu. Omul ăsta s-a gândit doar la el. Priviți cuvintele folosite de el, al meu, ale mele, mie și îmi. Toate au legătură cu el. Omul acesta n-are creator, n-are și el Dumnezeu, nu ia a binecuvântat și lui cineva copiii? Ba da. Nu l-a vindecat pe el cineva când a fost în spital? Ba da. Nu s-a îngrijit cineva de nevoile lui când credea că s-a terminat? Ba da. Unde este acel cineva acum când are așa de mult? Nu există. Eu, mie, câtă nedreptate, câtă lipsă de demnitate, priorități greșite. El privea viitorul doar prin prisma plăcerilor sale egoiste. Suflete, pune-te pe treabă acum. Veselește-te, mănâncă și bea că vine Domnul Isus. Vine Domnul Isus, vine împărăția lui Dumnezeu, apucă-te și satură-te acum. Bea, mănâncă și veselește-te. Sunt astea prioritățile omului lui Dumnezeu? Pavel scrie, am fost nemâncat de multe ori am fost bătut. Cineva m-a coborât odată într-un coș pe zidul cetății, că la poartă mă așteptau să mă omoare. De multe ori am fost înghețat de frig, așa și murit, cerând o haină și o Biblie. Și ne uităm la oamenii din generația noastră, după 2000 de ani de la Pavel, mirându-ne de nu ne ajunge mirarea de faptul că au planuri să bea, să mănânce și să se veselească, în timp ce ascultă predici despre venirea Domnului. O, oh, Doamne Iisus! Mândrie! Apropiindu-mă de încheiere, fiindcă timpul expiră, aș vrea să vorbesc despre un ultim lucru. Profilul omului sărac față de Dumnezeu. Întotdeauna omul care trăiește în nebunie este un om fără minte, îl numește Biblia. Este un om care pur și simplu îl neglijează pe Dumnezeu sau recunoaște în mod public că Dumnezeu nu există pentru el. Omul acesta se luptă prin stilul său de viață împotriva lui Dumnezeu. Și priviți-vă rog la omul acesta care este prezentat de Domnul Isus în mod intenționat ca un om care trăiește în nebunie. Cum este el? Omul pe care binecuvântarea îl desparte de Dumnezeu. N-ar face mai bine Dumnezeu să nu-l binecuvinteze? Că dacă nu-i dătea multe roade, nu, mai, nu se mai dovedea că este iubitor de hambare mari. Numai când Dumnezeu l-a binecuvântat cu mult am aflat că nu vrea să dea nimic pentru Domnul și totul vrea să pună în hambare mărite. Dacă n-ar fi strâns mult și încăpea în hambare, noi ne-am fi gândit că dacă ar fi avut mult, ar fi dat și la sărac. Dar bine că îl binecuvintează Dumnezeu să vedem ce face când îl binecuvintează. Ascultați-mă, nu toți oamenii care îți binecuvântați de Dumnezeu, binecuvintează la rândul lor. Legea binecuvântării este spusă în Geneza 12 de Dumnezeu lui Avram, părintele credincioșilor. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare binecuvântarea pe acest om l-a despărțit de Dumnezeu. Nu cumva unii trebuie ținuți în sărăcie, în boală și în necazuri? Sigur că nu. Dar uitați ce se întâmplă cu unii care binecuvântați fiind, în loc să se simtă niște administratori ai binecuvântării și să aibă demnitatea de a recunoaște nevoile împărăției lui Dumnezeu și onoarea de a participa la împlinirea acestor nevoi, ei pur și simplu se simt stăpâni și spun Dumnezeu nu și eu da. Împărăția lui Dumnezeu nu, dar eu da. Sunt situații când binecuvântarea lui Dumnezeu îl desparte pe cel binecuvântat de Dumnezeu. 2. Omul care se gândește doar la bani. Ascultați cuvântul. El se gândea în sinea sa și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi pun roadele? Nu s-a gândit deloc la nevoile sinagogii. Nu s-a gândit deloc la nevoile rabinului, nu s-a gândit deloc la nevoile vecinilor săraci, la văduvă și la orfan, nu s-a gândit deloc la niște proiecte, deloc. Singurul lucru la care se gândea erau banii. De aceea Biblia numește asta iubirea de bani. Banii sunt necesari, însă iubirea de bani este materialism și este nebunie. Banii sunt necesari, niciunul dintre noi nu putem trăi fără ei. Pur și simplu avem nevoie de mulți bani într-o lună ca să existăm. Datorii la bănci și toate celelalte nevoi ale vieții zilnice. Însă iubirea de bani, gândul doar la bani ca, la, ca un om obsedat, aceasta este nebunie, aceasta este iubire de bani, aceasta este păcat. Profilul omului sărac față de Dumnezeu nu este doar omul care folosește bine cuvântarea să-și piardă sufletul, nici omul care se gândește doar la bani, ci este și omul care are o viziune doar pentru lucrurile materiale. Iată a zis el ce voi face. Îmi voi strica grânarele, ale cui? Grânarele de la templu? Oh, nu! No. Grânarele mele. Dar templu nu are grânar. Biserica asta nu are casierie. Dacă ți-a stinge becul ăsta pentru că nu plătești curentul, ai putea să stai aici pentru neric. Dacă aș opri aerul condiționat în timpul verii când se cald, ai mai sta aici transpirând. Și exemplele pot continua. Dar îți permis să spui, pentru grânarele lui Dumnezeu n-am nimic, numai pentru ale mele am. Omul ăsta a avut un plan pentru grânarele lui. Casieria lui trebuia să fie plină. A lui Dumnezeu, dacă nu dau alții, să rămână goală. Dumnezeu numește asta o stare de nemunie. Și spune, omule, la ce îți va folosi să câștigi toată lumea dacă tu te pui rău cu Dumnezeu și îți pierzi sufletul? Tu ai o misiune, ție-ți s-a dat ca să dai, tu ești folosit de Dumnezeu ca un om înțelept, oprind pentru tine și împărțind restul pentru împlinirea scopurilor din împărăție. Profilul omului sărac față de Dumnezeu este și omul care se bucură doar de bani. Singura lui bucurie nu se bucură de cântare, sta așa de încremenit, nu se bucură de predică, îți dă sentimentul că nu știi ce spui. Nu se bucură de adunare, de faptul că ni se pocăiesc copiii, de faptul că am mai cumpărat o proprietate și s-au lărgit hotarele singurul lucru de care se bucură, se alergesc hambarele. Asta este singurul motiv de bucurie. Întreb eu, ce reflectă această bucurie? Reflectă că pentru un singur lucru trăiește, pentru hambare. Și Domnul numește asta o formă de nebunie. Bucură-te că sunt aici. Sunt biserici care nu iau. Biserici americane sunt goale de ei. Bucură-te că avem pe cei cu părul cărunt cu noi. Bucurați-vă de biserica aceasta, bucurați-vă de sanctuarul acesta, mulți nu-l au. Bucurați-vă de proprietatea aceasta, unii parchează pe străzi și vin cu copii în brațe de la sute de metri. Bucurați-vă de ce ne dă Dumnezeu, de grupele acestea de închinare, de formații, de dirijori. Odată nu aveam un pianist să cânte la pian. Bucurați-vă! Să mă bucur doar că trebuie să țin ușa la frigider rezemată să nu se deschidă. Asta demonstrează un om cu o inimă așa de mică, în timp ce lângă mine lucrările Domnului înfloresc ca florile primăvara. Dar n-am ochi pentru ele. De ce? Este simplu de spus. Omul care se îmbogățește doar cu bani. Acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Asta spune Domnul Isus. Asta spune Domnul Isus. Vedeți și păziți vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dragii mei, sunt oameni care se îmbogățesc doar cu bani. Tot așa este și cu cel care și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Există posibilitatea să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Dăi un zâmbet unui om amărât. Dăi un ban unui om care nu are cu ce să-și cumpere o bucată de pâine. Ridică de jos pe cineva care nu se poate ridica singur. Du-te la un copil pe holul bisericii și vei spune, hei, vină un pic la mine, uite am aici o bomboană pentru tine. Eu știu că acum când îți dau bomboana aceasta, peste 20 de ani, emoția care o simți acum îți va aduce aminte că atunci când erai copil, a existat în biserica unde ai copilărit un bătrân care ți-a dat bomboane. Ia bomboana asta și mănâncă. Toată copilăria mea m-am uitat după mâinile oamenilor care să fie scoase din buzunar cu o bomboană. Nu țin minte să se fi întâmplat gestul ăsta vreodată. Am avut o copilărie pustie de bomboane și pustie de oameni buni. Sunt un om aproape bătrân. Am bomboane în buzunar. Trebuie să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Avem oportunitatea să mergem la casierie. Avem oportunitatea să mergem la bătrână, la văduvă, la orfan. Avem oportunitatea să mergem la un lucrător. Avem oportunitatea să mergem la cineva pe care îl știm în necaz. Avem oportunitatea să mergem la un musafir. Avem oportunitatea să mergem la clădirea din spate, cu toate nevoile ei. Să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Vreți să-mi spuneți câți ani mai am eu de trăit? Vreți, dar nu știți. Nici eu. Nu știu. Nimeni nu știe decât Dumnezeu. S-ar putea la noapte. Sau peste o mie de nopți, s-auziți vestea, s-a dus, plâng doi, trei sau mai mulți și gata. Că s-au dus toți și se vor duce toți. Dar unde mă duc eu? Este ceva ce-am strâns aici? Nervii mei, nervii oamenilor, ambițiile oamenilor, răutatea oamenilor, orgoliul oamenilor, mândria oamenilor, încăpățânarea lor de a da pentru Dumnezeu, mai mult decât de oricine, lucrul acesta nu este o bogăție pentru împărăția cerurilor. Poporul lui Dumnezeu, în concluzie, vreau să vă spun că oamenii care sunt săraci față de Dumnezeu nu sunt oamenii săraci și sunt oamenii zgârciți. Pentru că învățătura Bibliei este următoarea. Calitatea de a da nu are nicio legătură cu cantitatea lucrurilor pe care le dai. Calitatea de a da nu are legătură cu cât dai. De aceea vă spuneam mereu, nu are importanță cât dați atunci când dați cât puteți. Dacă puteți numai 25 de dolari, ca atâta puteți, este ca și cum cineva dă 25 de mii pentru că atâta poate. Dar dorința de a da este închinarea aceea inimii mele să fac și eu cât pot. Nu pot să predic, pot să dau doar un îndemn la rugăciune. Nu pot să cânt, pot să spun doar un verset din Biblie. Nu pot să merg până în România, dar pot să merg până la vecinul meu, care are nevoie să-i deschid ușa. Am să vă spun o întâmplare pe care am citit-o și eu. Este scurtă de tot. Am citit despre povestea cu cei doi vecini. Unul era inginer și altul era un om sărac. Și amândoi aveau câte un câine. Omul care era inginer avea de toate. Iar omul sărac nu avea nimic decât câinele. Câinele inginerului al omului bogat veneam în fiecare zi cu cât un os la câinele omului sărac. Dar inginerul n-a venit niciodată la omul sărac cu ceva de mâncare. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-ar evalua pe noi prin prisma acestei pilde, ce fel de oameni am fi noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? În această seară stau împreună cu niște oameni care au dat dovadă de o mare vitejie. Noi am strâns aproape un milion de dolari într-o perioadă foarte scurtă. Aceasta dovedește generozitate. Însă, dumneavoastră știți că nu totul se măsoară în a da valori materiale. Se măsoară și în post, și în rugăciune, și în toate celelalte slujiri. Biserica asta este plină în fiecare zi din săptămână în, în anexele ei cu tot felul de grupuri care se întâlnesc pentru repetiție sau alte activități. Și am putut să facem această investiție, în timp ce alții pierd astfel de investiții. În seara aceasta vreau doar să vă spun următorul lucru. Ce am făcut până astăzi este de lăudat. Dar ceea ce trebuie să facem de astăzi înainte este să continuăm. Să continuăm să ne rugăm, să ne iubim, să ne iertăm, să trăim în unitate și să continuăm să investim în împărăția lui Dumnezeu. Că degeaba am avea toată lumea dacă ne pierdem tot, dacă ne pierdem sufletul. Poporul Domnului, aș vrea să încheiem cu rugăciune, de aceea vă rog să vă ridicați și cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne asculte.